dragi prieteni. Mergem spre Brașov, în torsura Buzăului. O să vă filmez așa secvenții. Mi arată 10 la oră, auzi? A, sunt ce? 10 la oră. Dacă a zis 10 la oră, vedem ce-o fi 10 la oră. Bă, că au pieticit, da? Și urmează coborâre. 14% o lăsăm, nu mai schimbăm. Este cum este, acum coborâm, dar stai că nu am începe să urcăm acolo. De la Nehoiu. De la baraj încolo. Dacă au închis ăștia mă tot, pe acum ca să mă duc să o fi luat pe Piteș Vâlcea, a închis-o, i-a dat pe la Slatina, ocolirii, pe Drăgășani. Pă DN n-ai voie că mergi mecheri la munte și se împiedică de camioane ziua. O să vă mai dau câte o pauză. Și dăm așa, acolo. Poate putem prinde tot segmentul ăsta, cât de cât așa mare. Bucăți. Uite că a făcut ăștia aici, mă, să dărâma malu. Așa, mă, băieți. Bravo. Așa, da. Să dărâma malu pe aici. Bine că l-ați făcut. Felicitări. Vedem și dincolo că atunci când aveam eu Facebook era în lucru, curios acolo, dincolo de baraj, dacă nu mă înșel. Erau niște, tot așa, un pot pe acolo, trebuia să mai repare, să vedem dacă a făcut ceva la el.
mă, trece. Ca să-mi iau și eu un pic de demaraj. Ce demaraj, mă, când tu ai o curbă aici în loc? Merge asta cu viteză, zici că e singur, dacă ai unul pe contrasens, mă, ce-i faci după curbă? Are mașină, îl ajută, da, s-a băgat. Da, câteva școale de motor de 1000. Păturez la 4000 până se un pic de elan. Da, dragi prieteni, hai să mai facem un pic așa, pălteni, băi, am văzut niște stânci pe aici de piatră. Slăviți să fie Domnul, m-a salvat și de un radar. Băi, doar ce trecusem din niște curbe pe acolo și calcu. Și șansa, sau nu știu cum zic, a fost... El era în vale, eu în vale și doar când mi-a prins ca bina, l-am prins, eu am numărul jos și am reușit să o reduc, el o bâșbâia pe aceea, că ăla îi arată viteza, îl atenționează, dar dacă n-a prins și număr, nu poate să... că n-a fotografiat. Și slavă Domnului că a făcut de... nu m-a înregistrat. N-aveam mult, vreo 65, așa, da. Na, e destul peste 50 la oră, 15 km. Până la 60, 59 acolo mai merge. Dar 15 km peste... De acolo era o punte de aia, de pietoni, cu balans. Frumoasă zona. Nu știu dacă a mai venit ziua, dar în ultimul timp nu. Valea Lupului pe aici. Cred că localitatea Valea Lupului, că era altceva. Comuna, sat. Parcă scria altceva, mă. Valea Lupului a fost mai devreme. Cred că acolo era radarul. Uite piatra acolo, băi, o stâncă, o coastă de aia, băi, numai piatră, voi vă dați seama ce creația lui Dumnezeu. Stânca biruitoare a omenirii, Iisus Hristos. Este psalmul lui David, urcă-mă, Doamne, pe stânca pe care nu pot ajunge. Nehoiu, uite bă că am ajuns la Nehoiu. Aici am încep iar să urde acum. Da. Dar cred că înainte, nu? N-am ce căuta pe acolo.
Da, n-ai, că te duci Mihai pe acolo, te întoarci cu elicopterul. Tu ține drumul principal, Mihai. Ține Brașov și atât. Hai dau ăsta să nu vă mai fâsă-i la cap aerul ăsta, că... Nu știu, bă, intră aer cald pe aici, l-am închis pe ăsta. Mă, vrei să-ți dau clanson, mă, mă băiete, mă, tu vrei clanson, mă. Tu te uiți după fete și tu vrei clanson, că aia mititei. Ia, hai să o lăsăm încet. Avem o urcare. Și tu tai curba, mă. O tai eu, cât mai lung, da. Asta era podul 30 de toni care... E aici, nu? Ia să mai schimbăm o viteză. O lăsăm așa încet. Vezi tu cum nu mai tăiați curbile? Eu n-am unde să mă duc ca să vă feresc pe voi. Urcăm un pic aici, da? Să o lăsăm așa, încetișor. N-are rost să ne strofocăm la deal. Nu mai stricăm, nu mai schimbăm, nu mai... Așa, cincea la mic. Și urcăm bătrânește, așa. Ar mai merge aici un pic de maraj, dar pe urmă iar începe un pintin. Și nu e recomandat. Eventual schimbăm, o dăm pe mare, mic, doar atât. Mare, mic, mic, mare. Acum e mare, dacă începe iar să urci, o schimbăm iar dacă scade. Oricum urcăm. Dacă urcăm și urcăm bine, așa, adică poți să reduci un pic, să iei curba, pe urmă iar să demarezi, o viteză ok, ai nimerit-o. Dacă urci și frânezi, trebuie să schimbi, când iar să pleci, iar o schimbi, nu e bine să stai să mestici toată ziua. Trebuie să găsești viteza în care să urci, să poți reduce, să poți lua virajul și pe urmă iar să demarezi. Dacă e nevoie, o să stai mic, mare, mic, mare, sau jos, a patra, a cincea, a patra, a cincea, a patra, a cincea, nu? Eventual jumătatea. Acum eu am a cincea întreagă. Dacă e să nu mai facă față, îi dăm jumătate înapoi. Dar nu mai stau să schimb maneta de viteză. Am apăsat doar un buton și calc ambreiajul scurt. Și mi-a schimbat-o. Acum vine coborârii. O ținem tot așa jos ca să avem frână de motor. Da? Așa. Că nici cu viteză, dacă scurbile astea, nu poți să-l iei, chiar dacă nu mai urci acum. Mai slăbim un pic ăsta, o lăsăm curge așa, o lăsăm a cincea mic, nu-i problemă. El se duce, coboară din inerție, din greutatea o împinge. Urmărim turometru, vedem curbele în față. Acum l-am tras. Ajutăm un pic cu frâna. Nu schimbăm, o lăsăm așa, doar luăm picior pe frână, slăbim și obturatorul. Să-i mai dea drumul la vale, iar tragem aici. Trebuie să fim atenți cât mai pe margine, să nu fie vreun coleg să urce, să nu-l incomodăm, să-l frânăm chiar în piențele astea.
ne ține toate trei axele la viraj, să știți, dar pe urmă când se îndreaptă ne dă voie. Hai, du-te și coboară. Bagă-te, așa. Fii băiat deștept. Nu sta după mine. A priceput el. Vedeți, sper să mă mai țină bateria asta, să nu se consume. Nu tăia curba, femeie. Hai să... Hai, în ce-ai băgat-o, Mihai? Lasă așa, 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 și așa vine iar. Acum încep iar să urcăm. Hai să vedem ce curbă avem aici. Aici stratul de ozon e gros. Dacă aș fi ca autoritățile din Austria aici, n-aș permite la camioanele să mai circule de niciun fel decât Euro 6. Eu așa aș face pe zonele astea. O să mă înjurați, dar toate țările unde au ozonul gros, nu mai dă voie la camioane. Euro 6, atât. Cel puțin ziua, doar noaptea, dacă nu mă înșel, ce, sau invers, ziua și noaptea se opresc, da, noaptea, cum e pe Austria, mai ești pe Germania, unele locuri. Mamă, da, bate soarele, ăsta aici mă arde. Mai, cred că mi-am luat-o, a? Așa ar fi normal, dragi prieteni, dar trebuie să ai, el vorbește la telefon, să avem și infrastructură, mă, dacă tot ocolești pe aici sau nu dai voie, dai voie pe în altă parte, trebuie să-mi faci un traseu, da, acolo nu, dincolo nu, acolo nu, dar noi pe unde o mai luăm? De altfel, bani vreți, taxe, impozite, de la transport, de la toate astea. Dar drumuri nema, cel mai mulți bani de la camioane luați. O zic, bă, da, dar și voi, cel mai mult stricați. Într-adevăr, strică și camioanele, mai ales aia care merge pe, peste tonaj. Aia avea niște lespezi, așa, o fi aduse din... munții ăștia, oare? Taie, cioplește după stâncile astea și le scoate la vânzare. Iau nuci de dulceață, mă, uite că aici sunt nucile mai mici, eu am văzut pe acolo, dar erau cam mari, cred că nu mai erau bune alea de dulceață. Poate nimeresc pe aici pe undeva niște nuci, să am și un să opresc, că dacă n-am un să opresc degeaba. Ai impresia că cobori, dar nu, urcă.
să duci. Deci nu împinge.